Operațiune de amploare la o presupusă rezervație de animale de la marginea capitalei Mexicului, unde sute de animale, majoritatea lor ferine, erau ținute în condiții mizere. Multe animale erau bolnave și subnutrite, însă proprietarul lor susține că de fapt le-a ajutat. Nu de aceeași părere au fost și autoritățile mexicane. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. 202 animale se aflau într-un adăpost situat în sudul capitalei mexicane, Ciudad de Mexico. Printre ele se numără 177 de lei, tigri și jaguari, iar restul erau maimuțe, coioți, câini și chiar și măgari. Animalele stăteau în adăposturi improprii, nu erau tratate de veterinari atunci când aveau probleme medicale și nu aveau nici suficientă hrană. Iar de multe ori, atunci când primeau hrană, aceasta era alterată. Din acest motiv, între 90 și 95% dintre animale se aflau la limita reutății permise. Rezervația era deținută de un bărbat care pretindea că a salvat animalele de la cele 500 de circuri care și-au sistat activitatea în 2015, în urma unei legi date de guvern. Angajații bărbatului susțin însă altceva. Ai veces că nu ai la de nu no agua, de vez en una pipa, no? si bien Autoritățile mexicane au organizat operațiunea de salvare după ce mai mulți vizitatori ai rezervației au pus pe rețelele de socializare imagini cu animalele într-o stare de sănătate precară. După ce au fost confiscate, animalele au fost trimise la diferite grădini zoologice din țară pentru a primi tratament medical și pentru a fi hrănite.